Bună ziua! În acest tutorial o să schimbăm uleiul de grup la un Ling Hai de 300, la grupul spate. Pentru asta avem nevoie de un clichet de 17, așa, pentru a da drumul la ulei, desfacem acest șurub de aici, pe unde o să pun uleiul. Mai departe o să punem un vas pentru a strânge acest ulei. Așa desfacem și partea de sus pentru a nu se forma vid și a curge mai ușor uleiul. Acesta, după cum se vede, are și apă în el. Nu trebuie neapărat să măsurați cât ulei iese, pentru că la grupuri se pune până la umplere, până de pe afară. Acesta a intrat apă în el, deoarece aici, după cum se observă, trebuia să fie un furtun care să ducă până sus și să nu permită să intre apă. După ce a curs tot uleiul, o să punem bușonul de golire la loc. Așa îl înfiletăm ușor cu mâna, apoi o să-l strângem la cheie. După ce am strâns bine, apoi o să umplem pe sus cu ajutorul unui bidon special. Este acesta. Avem nevoie de ceva foarte subțire, dacă nu o pâlnie, dacă nu aveți acest bidon. Cele de la Motul toate sunt prevăzute cu acest ștuț, ce ne ajută foarte mult la umplere. Și o să punem până când dă pe afară. Apoi punem capacul. Mai departe ne-am mutat la grupul de pe față, unde bușonul de scurgere, de golire, este poziționat pe partea stângă, cel mai de jos. Pentru a-l desface avem nevoie de un clichet cu capăt de 10 și un prelungitor, iar cel de umplere este poziționat chiar aici, nu se vede foarte bine. Este cu capăt de 17. La fel ca și pe spate, vom desface prima oară cel de golire. Aici, atenție, de obicei aveți scut, iar uleiul se va prelinge pe scut și va curge undeva mai în spatele ATV-ului. Asta în cazul în care nu doriți să-i desfaceți scutul. Dar este prea mult de muncă pentru a desface scutul. Deci mai bine desfaceți așa bușonul și vă uitați pe unde va curge uleiul. Va curge undeva pe la jumătatea ATV-ului. Și poziționați vasul de scurgere exact acolo. La fel vom desface și celălalt bușon pentru a nu se crea vid, să se scurgă și mai repede uleiul. 17, ușor, este băgat destul de rău. Atenție mare la radiator să nu-l înțepați cu ceva. Și nu trebuie să așteptați să vedeți cât ulei curge. Lăsați să se culească pe tot și vom umple până la refuz. Așteptăm acum să se culească. După ce am scurs bine tot uleiul, punem dopul de scurgere la loc. Așa, iar pentru a umple grupul de pe față avem nevoie de, la fel ca și pe spate, de un bidon cu un ștuț de umplere și un furtun, o bucată de furtun flexibil pentru a ajunge în acel loc greu de ajuns din cauza radiatorului. Așa, după ce am pus furtunul la gaură, punem ulei până când va da pe afară.
Trebuie să intre undeva la 350-400 de grame per grup. După ce am umplut bine grupul, așa, o să punem dubul la loc și cam asta a fost și la grupul de pe față. Mai departe vom schimba uleiul de la cutia de viteze. Aici avem bușonul, jojă de ulei pe unde se umple și unde se verifică nivelul. Pentru golire, jos, chiar aici jos, avem două șuruburi, unul lângă altul. Avem pe jos, în scut, un decupaj, așa, și unul este pentru prindere, pentru suport, iar cel dinspre scărițe, șurubul dinspre scăriță, este pentru golire. Vom desface acest șurub pentru a da drumul la uleiul din cutie. După ce am golit uleiul din cutie, vom pune cu ajutorul unei pâlni cam 800 de ml de ulei, apoi vom verifica la jojă. După ce am pus cele 800 de ml de ulei, verificăm nivelul la jojă. Mare atenție! La Linhai nu se verifică ca la orice motor cu jojă înfiletată. De obicei, chiar aici pe cutie avem un acțipil pe care ne și învață. Se verifică cu jojă scoasă. Scoatem jojă. Ștergem bine. Așa, și o punem până la nivelul acesta. Da, și este ok. Putem să o înfiletăm.